Vampirașii mei, salutare și bine ați venit la un nou episod cu Minecraft, cu Tatăl Strict. Da, am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod. Bă, nu m-am așteptat să vă placă așa de tare. Și am zis să facem și partea a doua, să vă mai arăt ce se întâmplă în povestea asta. Și da, vampirașilor, să vă arăt ce se mai întâmplă în continuare. Eu abia m-am trezit și bă, am sperat că e tot un vis. Bă, cum să fiu adoptat de Tatăl Strict? Eu nici măcar nu vreau să pățesc treaba asta. De Tatăl Strict? Ai de capul meu, vampirașilor, nu-i bine. Auleu, ce s-aude așa la ușă? Bă, nu! Draculos, trezirea e 6 dimineața, hai la muncă, Draculos. Cât e 6 dimineața, boaze, e sâmbătă tu. Bă, Tatăl Strict, auleu, gata, am mâinile sus. Nu vezi ce fac în momentul de față, dar am mâinile ridicate. Treci la muncă, hai după mine. Ai de capul meu, ce muncă, bă. Dacă, na. Nu acolo, nu acolo, treci încoace, am pregătit pentru tine afară ceva, e prea ușor. Cum? Păi tu n-ai văzut câți ani stricare colta, Tatăl Strict, numai... Băi! Au, au! Bă, lasă-mă puțin, abia m-am trezit, e sâmbătă dimineața, uite ce-mi faci. Tu n-auzi? Treci afară la muncă. Bine, hai, dic, au, au, bă! Bă, nu mai pot, bă, piracilor, cum am ajuns în situația asta? Nu ți-am zis că poți să te oprești? Nu, mă iertați, șefule. Bă, hai, mergi. Ce așa nebun, Tatăl Strict? Aici? Așa? Și unde mă? Așa, unde? Ia uite, ai după mine. Ai de capul meu, ce vrei să-mi faci? Aici să dai cu sapă, băi. Deschide poarta, uite aici să o deschid eu. Ai de capul meu. Dai cu sapă aici. Bă, cu ce sapă să-i dau? Au! Păi, dar tu nu vezi că nici măcar nu-i muncit bine aici? Hău, că îi dau acum, fac bine, păi fac bine. Păi, de ce te-am pus atunci pe tine? Faci bine, bravo, așa. Așa, așa, bă, că-ți stric pământul ăsta, eu nu mai vreau să muncesc. Băi! Au, au, Tatăl Strict, Tatăl aici Strict. Aici stai, nu mai ai voie să ieși. Ai de capul meu, bă, Tatăl Strict, trebuie să înțelegi ceva. Trebuie să înțelegi că și eu sunt un suflet ca și tine. Bine, Dracula, te las, dar cu o singură condiție. Cu ce condiție? Doar lasă-mă din țarcul ăsta, că nu mai pot, simt că nebunesc, mă tratez ca pe un animal, bă! Vreau să-mi faci o fermă, să te duci în pădure, să tai copaci, să-mi faci o fermă, că vreau să-mi înmulțești animalele astea, să fac multe animale ca să fac bani. Păi, nu-i mai logic, deci fii atent, Tatăl Strict, uite, fii atent, nu-i mai logic să mă duc, bă, ce mănânc un porc? Hai, bă, copile, să te învăț cum să faci aici. Ce să mă înveți, Tatăl Strict, bă, tu ai nebunit? Băi, fii atent. Ia morcovul ăsta. Și ce fac cu morcovul ăsta, îl mănânc eu? Bă, dar... Băi, te duci și dai la porc, băi, să nu crești mare. Băi, nu mânca morcov, băi! Tu știi cât am muncit pentru morcovul ăla? Gata, bă, nu mai da, îmi pare rău. Bine, îți mai dau un morcov, dar asta e ultima șansă, Draculas. Da, ok, l-am luat. Ia morcovul în mână. Așa? Și du-te la porc, du-te la porc și dai de mâncare la porc. Păi, bine, dar n-ar trebui să-i băgăm... Fii atent, băi! Tatăl Strict, stai că fac treabă, okay. Serios, fac treabă serioasă, fii atent, ai încredere în mine, mă duc să culeg și celălalt porc și fii atent aici, o să-ți fac cea mai mare fermă de porci, o să fii cel mai fericit Tatăl Strict din lume. Ia să văd. Deci fii atent, iei acești doi porci și îi bagi aici în cotețăraia asta. Băi, aici peste plantele mele? Da, și mai dă-mi un morcov. Împingi și tu, Tatăl Strict, împingi încoa. Să-ți mai dau un morcov dacă îmi dai țeapă. Nu-ți dau, păi, Tatăl Strict. Așa, mă, știi, tu uite ce frumos te-ai comportat tu cu mine cât am venit aici în subsol. Toate astea, stai așa. Uite, fii atent, fac aici loc să intri porcii. Așa, aia spun. Îți mai dau un morcov, da? Da. Ok. Și ia să vedem ce se întâmplă aici, ia. Și fii atent, Tatăl Strict, îți arăt magie, vezi? Cine voi să construim o fermă? Băi, că m-a ieșit un porcușor, băi. Aia spun. Înțelegi tu? De ce să ne mai chinuim să facem o fermă când eu pot să-ți fac fermă acasă? Păi, Draculas. Iartă-mă, gata. Oh, dar ce e? Păi, mă pe de porcul cu aici din țarc. Da. Bă, ce să-l prind? Fac bine, stai așa. Bă, încerc să prind porcul. Tatăl Strict, stai că încerc să prind porcul. Bă, ai de capul meu, vin un coace. Băi, nu dam porc, băi, că e mic și amărât, băi. Păi nu trebuie să-l luăm, Tatăl Strict, stai. Băi, ia-l cu morcov. Trebuie să mâncăm porcul ăsta, tu mă înțelegi pe mine? E singura noastră salvare. Omoară porcul. Bă, prindem porcul, băi. Bă, de cât timp asta cu tine am început să nebunesc, Tatăl Strict. Și în plus de asta, eu sunt un rechin. Ce caut aici? Băi, tu nu mai ții minte că ai venit, stăteai ca un câine în ploaie și ți-am dat un acoperiș să dormi deasupra lui și tu vii acum și faci fițe la mine, băi, fugi de mine cât te bade, nu te vezi, băi. Au, bine, gata, promit că sunt un băiat cu minte, sunt fiul tău cu minte și o să mergem și să construim ferma. Fii atent la mine aici, ia de aici două bucăți de gar, nu-ți dau mai mult când ai pagubă. Așa, și ce fac cu ele? Iei morcov în mână, aduci porcii și îi blochezi aici, băi.
Și așa trebuie să pun gardul? L-am pus bine? Băi, nu așa, băi, bă! Uite ce pușă ploaia. Bine, bine, tatăl strict. A, dar chiar am o soluție. Tu cumva ai o undiță cu morcov la tine și oșa? Băi, am. Păi, dă-mi-le mie, că ți-arăt cum se prinde porcul foarte bine, știi? Deci fii atent, că mă duc să prind și ceilalți porci, știi? Și fii atent, du-te și deschide ușa. Băi, Draculas, băi! Nu, ai încredere în mine, deschide ușa, că așa, așa trebuie să prind porcii. Ok, eu aici stau. Nu, bă, ușa asta de la intrare, tatăl strict. Bă, ușa de la intrare? Vampirașilor, cred că o băut o leacă tatăl strict, e din Moldova, ăsta e tatăl strict din Moldova. Așa, și fii atent cum se face, deci, bă, deschide și ușa asta, bă, tatăl strict. Băi. Așa, și fugi! Fugi, Gertrude, fugi! Fugi, că nu mai putem scăpa de aici, aș ne prinde și ne omoară tatăl strict din Moldova. Vine din spate, te ajunge. Bă, dar de ce nu fugi mai tare? Da, tatăl strict, nu, că am glumit, am glumit. Acum pe margine, pe margine prăpastii. Auleu, m-a aruncat tatăl strict, mi-a rupt picioarele. Fugi când n-auzi că vin după tine. Gata, îmi pare rău, hai să mergem să-ți construiesc ferma aia. Fii atent aici. Bă, vampirașilor, tatăl strict din Moldova e mult prea puternic. Bă, tatăl strict, vampirașilor, vă spun sincer, nu mai pot. Nu mai pot cu tatăl strict. Bă, mă duc înapoi în subsol, tatăl strict, și mă duc să mă culc înapoi. Băi, unde te culci, băi, că-i sâmbătă? E sâmbătă dimineața, e 7 dimineața și nu ai făcut nimic. Treci, pune osul la treabă, fii atent aici. Capul meu, bine, tatăl strict, dar ce voi să fac? Vreau să-mi faci un topor. Un topor? Să-mi faci un topor, ca să după aia tot o să-l folosești. Ca să tai toți copacii astea de aici, să-mi faci ferma. Pentru animalele mele. Băi, trebuie să mă îmbogățești, copile, după aia te las să pleci. Să te fac eu bogat, dar cum să te fac bogat când eu nu sunt bogat? Au! Nici musca să n-aud că dau albenile pe tine. Aoleu, bă, ce rău e, tatăl strict, cum? Bine, tată, fac acum, mai întrebi niște lemn, tată. O să le iau lemnul ăsta. Deci, bă, vampirașor, tatăl strict e prea nebun. Bă, voi știați că e așa nebun tatăl strict? Uite un pic, am spart lemnul ăsta și a apărut din nou. Ce înseamnă asta? Eu cred că și pădurea asta e cam strictă. Băi, mai repede, copile. Bă, nu mai intra, bă, cu bățul ăla, tu știi ce doare? Lasă-mă. Ți-am zis eu că poți să te oprești? Nu, stai, că acum fac, promit eu că fac. Deci fii atent, tatăl strict, fii atent aici ce topor fac. Deci, uite, am făcut toporul, e bun ăsta? Băi, ăla-i turnăcop, băi! Păi și nu poți să dau un copac cu el, uite. Nu poți să dai un copac cu bine, el. Poți topor. Bine, fai, tatăl strict, înainte să-mi fac topor, cum să-ți explic eu, ai ceva de mâncare? Băi, copile, un morcov. Dar nu mai vreau legume, n-ai altceva. Ce vrei de mâncare? Ce vrei de mâncare? Ți-am dat atâta mâncare, ce mai vrei? Nu știu, ceva carne, n-ai și tu? Băi, n-am nimica, băi, vezi, poate ai ceva mucegăit pe acolo, prin cestul ăla, niște carne mucegăită. Bine, mă duc acum să văd, ia să vedem vampirașe. Opa, bă, vampirașilor, mamă, asta oare să fie scăparea noastră? Bă, asta e scăparea noastră! Nu trebuie să știe tatăl strict. Mamă, ce-am găsit aici, un iepure mucegăit. Mamă, ce bun a fost, bă, tatăl strict. Băi, sigur, asta ți-a plăcut iepurele, nu mi-aduc aminte să fie pus iepure acolo. Nu, poate o sărit, poate te-ai uitat odată în chest și o sărit din chest, înțelegi tu? Bă, dacă ai găsit altceva acolo și mă minți. Nu, tatăl strict, doamne ferească, uite, vină încoace, se spune așa că dacă dai cu bățul în stupul ăsta de albine, o să ai noroc toată viața, ia dă-i să vedem. Băi, ia să vă, băi. Eu... Băi, mi-ai stricat stupul. Eu, fii atent, tatăl strict, acum e șansa mea. Eu mă duc până la baie, știi? Până la baie mă duc eu și... Băi, știi unde e baia? Da, nu trebuie să vii să-mi arăți, serios. Nu trebuie să vii să-mi arăți. Vezi, poate îți treci ceva prin casă. Nu, hai, dai încredere, dar nu veni după... Bă, tu vrei să vii, măcar dă-mi intimitate la baie. Uite, du-te mai drumul. Încolo. Bine, mai încolo. Mai așa. Și... Bă, eu o să stau să beau aici, da? Da. Îți distrug casa, moșule! Băi, distrug casa lui tatăl strict! Uite puțin ce-o făcut ele! Băi, ce faci, băi, copile, băi? Îi distrug toată casa! Deci tatăl strict stai acolo! Băi! Auleu, bă, încerc să-i distrug toată casa, copile, tatăl strict! Draculaș! Îi distrug toată casa! Draculaș, nu! Îți distrug toată casa. Asta e pentru că m-ai torturat în subsolul tău. O să te prind, copile. Da,
Tu și cu ce putere? Eu și cu ce putere? Da? Băi, da, tu ai auzit de sticla asta? Ce sticlă? Băi, că mi-e tine cu viteză maximă! Aia e băutură din Moldova! Au, trebuie să fug, bă, vampirașilor, trebuie să-i fug, trebuie să-i dau... Băi, unde fugi, băi, că n-ai cum să fugi de mine, tu n-auzi? Bă, tatăl strict, aia nu-mi dau foc la casă, băi! Bă, îți dau foc la toată casa, fiindcă asta meriți. Bă, recunoaște câți copii ai nimicit aici. Băi, am nimicit cât copiii nevoie. Nu ca să vii tu să-mi faci, tu mi-ai aici regulă la mine în casă. Bă, lasă-mă, bă, în pace. Tu nu înțelegi că-ți distrug toată casa, moșneagule. Bă, oprește-te, am o ofertă pentru tine. Bă, tu oprește-te, nu... am o ofertă pentru tine. Ce ofertă ai tu pentru mine, tatăl strict? Dracula, fii atent. O să-ți dau libertatea dacă te oprești din data asta și îți dau și un cadou. Ia, ce cadou îmi dai? Dacă nu mai dai foc. Poftim, da. Bea asta, dar nu citi ce e. Bine, dă să beau, ia să vedem. Mamă, vampirașilor, ia. Băi, poate, vampirașilor, oare chiar să avem încredere în tatăl strict? Oare chiar ne-am reușit să ne împrietenim cu el? Bă, hai că poate totuși tatăl strict nu e așa de rău. Ia să bem aici, bă, vampirașilor, haide să bem asta. Mamă, ia că bem, mamă, ce gustos e. Te-am păcălit, copile. Treci înapoi în subsolul meu. Bă, vampirașilor, bă, a fost tot un vis. Oh, no. Oh, nu, de ce patul negru știu patul ăsta? Draculas! Ai crezut că poți să scapi de mine? Nu, tu! Acum ești în această cușcă, bă, pe veci. Cum adică sunt în această cușcă și ai pus și lavă? Bă, ce mi-ai dat să beau aici? Ți-am dat o travă și dacă apăs butonul ăsta de aici, vei muri. O travă va face efectul și te va otrăvi până când te vei descompune ca acești copii din vitrină. Nu, bă, vampirașilor, nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vrei să scapi de tatăl strict din cușca lui. Bă, ăsta nu că-i tatăl strict, noi avem aici ceva și mai special. Ăsta e tatăl strict din Moldova. Băi, taci că te bate, nu te vezi, copile. Vedeți? Așa că, vampirașilor, nu uitați, vă rog eu, să apăsați pe butonașul de like să scap de aici. Oh, nu, tatăl strict, ce vrei să faci acum cu mine?